Situație emoționantă în județul Mehedinți. O căprioară a fost eliberată pe fondul cinegetic din satul Crăguiești. Animalul a fost victima unui accident în urma căruia a primit îngrijiri medicale. Din fericire, exemplarul s-a întors în habitatul lui natural. O căprioară lovită de o mașină a primit o nouă șansă la viață grație polițiștilor din cadrul serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, alături de reprezentanții Agenției de Vânătoare și Pescuit. Din fericire, impactul a fost minor. Participăm astăzi împreună cu paznicii de vânătoare din cadrul AJPS Mehedinți la un eveniment cu un final fericit și anume eliberarea unei specii de interes cinegetic, căprior femelă, care seara trecută a fost implicată într-un accident rutier și pe care paznicii de vânătoare au preluat-o de la polițiști din cadrul IPJ Mehedinți, iar în urma examinării fizice au constatat că nu are leziuni care să împiedice ca aceasta să trăiască în continuare în fondul cinegetic. Și astfel, împreună cu paznicii, am decis eliberarea în fondul de vânătoare. În această perioadă, din punct de vedere al exercitării acțiunii de vânătoare, este închisă vânătoarea la specia căprior mascul, iar până pe 15 septembrie este permisă la specia căprior femelă. Deci, practic, pe 15 septembrie, peste 3 zile, se închide perioada de vânătoare la această specie, atât mascul cât și femelă. Căprioara și-a recăpătat libertatea fiind eliberată pe fondul cinegetic din satul Mehedințean Crăguiești. Aseară, lucrătorii de la secția de la Malovăț au fost anunțați de către un șofer că a fost rănită o căprioară femelă. S-a deplasat la fața locului un reprezentant din partea AJVPS-ului, a ridicat-o. Astăzi am examinat-o cu mai multă atenție, am văzut că poate să trăiască, să supraviețuiască și am venit cu ea în teren și i-am dat drumul în teren. Din păcate, sunt dese astfel de situații în care animalele sălbatice sunt lovite și părăsite, iar de cele mai multe ori se sfârșesc cu decesul animalului. Cazul căprioarei de astăzi este unul fericit.